Bă, sunt sigur că foarte mulți dintre voi sunteți curioși să aflați prețurile aproximative la gol pe sub Project Pandora Halloween 2022, care s-a băgat acum recent, băieți, pe joc, îl știți și voi. Poate vă interesează și pe voi să aflați prețurile la niște mănuși, poate vă interesează la niște charmuri, la fel grafitiu, la fel armele și la fel și cu stickerele. Așa că eu zic, băieți, apăsați acolo forțenii butonașul de like, să vă abonați la canal dacă încă n-ați făcut-o și azi pe live la ora 7 aruncăm niște promocoduri pentru voi. Așa că zic să nu mai lungim de acest intro și haideți să începem. Și băieți, o să începem desigur că da cu Tier 1 și la Tier 1 ne dă și nouă un badge Pandora așa frumos. Deci prețul acestui badge va fi în valoare de 0 gol că nu se vinde. Bam chat! Dacă v-ați luat așa mix scam, scrieți în comentarii. Bine, dăm la o parte glumele și haideți să mergem. Deci, avem prima dată la rare, avem stickerul Hazard, care arată în acest fel. Și la fel avem și stickerul Ops, care nu este color, dar ajungem și la acela color. Deci stickerul Hazard și Ops, băieți, vor fi în valoare de 6 și 10 gold, prețul când vor apărea pe shop, iar pe viitor, după ce se va stabiliza totul, va fi între 20 și 25 de gold. Mai departe mergem la epice, deci avem aici Drowned și Rechinu. Deci pentru Drowned sunt sigur că prețul va fi puțin mai ridicat, fiindcă îl avem și color și arată și mult mai mișto. Dar Rechinu e așa, e și el bunicel, dar nu e ce trebuie. Și stickerele lor, când vor apărea stickerele pe shop, vor fi între 15 și 20 de gold, iar pe viitor poate să ajungă la 40-45 de gold maximum. Așa avem decât o singură legendară și se numește Ups Color, avem și Ups rar, dar nu este color. Bine. Deci, Ups Color legendar, băieți, prețul ei star poate să fie de 30-40 de gold, iar pe viitor poate să ajungă la 60-70 de gold. Și cel mai important din aceste stickere, cred că este stickerul Infected, gen cel Arcane. Deci, prețul lui start cred că va fi 400 de gold, de la 400 de gold minim, că arată prea mișto, băieți, arată foarte și foarte mișto, iar pe viitor poate să ajungă și la 1000 de gold plus. Asta este strict părerea mea. Așa, mergem mai departe, băieți, cu armele. Deci, la rare avem Deagle-ul Infection și Famous-ul Handcraft. Deci, pentru Deagle, băieți, prețul lui Star cred că va fi între 0,50 și 2 gold, dar pe viitor poate să ajungă și la 4-5 gold. Famous-ul este, n-aș putea să zic că e urâțel, dar nu este pe placul meu, băieți, și nu cred că este pe placul multora dintre voi. Așa că cred că va fi un maxim 2 gold acest Famous. Mai departe, băieți, avem un P350 Rider și Spasu. La fel este și el Epic Rider. Deci, P350 și Spasu, prețul lor start poate să fie de 15 gold, iar pe viitor să fie un 20-30 de gold, așa lejer și la Sanchi. Avem și iarăși aici la arme decât o singură legendară pe Mach 10 și prețul start poate să fie de la 50-60 de gold, iar pe viitor poate să ajungă 110-120 de gold. AKR-ul 12 Arcane, băieți, cu toate că nu pare deloc la Arcane, va fi nu mai mult de 200 gold. Nu mai mult, chat. Deci nu merită ăsta să fie, din punctul meu de vedere, nu merită să fie Arcane. Așa că dacă mă contraziceți, aștept desigur în comentarii să mă contraziceți acolo, să văd și ce perspective aveți voi. Așa că mergem mai departe, băieți. Ok, băieți, hai să trecem și pe la charmuri. Deci avem charmurile rare. Vor fi prețul lor start, vor fi între 20 și 25 de gold. Dacă e să ne ducem să ne uităm și la charmuri, unde sunt charmurile, aici pe shop, vedeți voi, ele prețul lor start sunt de la 10, astea la fel v-am zis, între 20-25 de gol, că maxim astea rare ajung până la, uite, ajung și la 30, așa că eu zic că vor ajunge lejer la 20 de gol, așa că haideți să intrăm repede din nou aici, unde am rămas noi, unde, așa, ok.
le luăm de aici, frumos. Deci, sticărele epice ajung lejer, băieți, ajung lejer la 40-50 de gol, fiindcă uitați-vă și voi cât de frumos este făcut acest charm. Deci dacă mă întrebați pe mine, acest charm epic este făcut mai bine decât acest charm legendar. Pe bune. Și acesta, bă, deci uitați-vă și voi cât de mișto arată epicile față de legendare. Așa că eu zic că o să ajungă la 40-50 de gol, poate și mai mult, dacă o să le dea careva boost. Deci legendar, dacă ar fi după mine, Chibi l-aș pune la Arcane, dar deja dacă este legendar asta, este 60-65 de gold, nu mai mult. Așa, avem acum Rechinu, chiar sunt sigur că arată foarte bine și voi cred că sunteți de părere ca și mine. Deci, bă, un maxim 350 de gold, cred că va fi între 200 și 350 de gold. Bun, băieți, și mergem și mai departe. Haideți că suntem aproape de mănuși, dar să ne uităm și la grafitiuri, băieți. După cum ați văzut și voi, acum s-au băgat ceva nou pe joc, normal că ați văzut. Deci, Splash Collection, adică grafitiuri s-au băgat pe shop. Și din câte vedeți voi, și epice, și epice chiar și Arcane, băieți, uitați-vă și voi, 30 de gold un Arcane. Asta este, nu este nici 100, băieți, nici 100 gold school. Deci gold school-ul nu este 100, așa că eu sunt sigur că prețurile și la aceste grafitiuri care le avem aici în gold pass, la fel, vor fi prețuri joase. Deci, nu știu, rare vor fi între 2 și 5, după epice între 10 și 15, deja ăsta un 20-40 de gold și la fel ăsta maxim 80 de gold. Dacă va fi. Și băieții, am ajuns și noi la final și haideți să vedem cam cât ar costa și mănușile. Deci, după părerea mea, cele mai scumpe mănuși vor fi mănușile Rider. De ce? Pentru că sunt făcute cele mai bine, părerea multora contează, așa că la ce preț vor pune băieții pe shop, acela va fi prețul. Eu zic că nu vor fi mai mult de 2500-3000 de gold, doar dacă vor fi ruineri. Ce înseamnă ruinere, adică cei care le dau la order și strică prețul mănușilor. Vor fi 2500-3000 maximum. Așa, după astea acid, care la fel sunt făcute foarte bine, vor fi și ele nu mai mult de 2500, între 2000 și 2500. Iar celelalte mănuși, băieți, ca de exemplu Camo, Fosil, Handcraft și Tug, vor fi 2200 și mai puțin. Camol, normal că vor fi și ele sub 2000, deci sunt sigur că vor fi sub 2000. Așa că, da, băieți, cam așa au fost prețurile. Eu sper că v-a plăcut acest video. Voi nu uitați să apăsați pe butonul ăsta de like și, după cum v-am zis, astăzi la ora 7 vom da niște promocoduri pe live, așa că vă aștept pe toată lumea acolo. Eu am fost Softic, vă salut, pa!